Franța va desfășura un exercițiu cu 4.000 de militari în România în primăvara anului viitor în cadrul exercițiului de reacție rapidă Primăvara Dacă, a anunțat generalul Loic Girard, locțitor de comandament multinațional de Divizia Sud-Est al NATO. Soldații vor fi desfășurați pe o rază de 200 de kilometri în zona bazei NATO de la Cincu într-un exercițiu de descurajare. Baza NATO de la Cincu găzduiește permanent 1.500 de militari NATO, dintre care 1.200 sunt francezi, iar restul vin din Belgia și Luxemburg. Din toamnă, baza va găzdui și militari spanioli. Sectorul francez al bazei a fost numit zilele trecute în cadrul unei ceremonii speciale General Berthelot, după numele generalului francez care a reorganizat armata română în primul război mondial, ajutând-o să oprească frontul pe linia Mărăști-Mărășești-Oituz. Grupul internațional de luptă NATO de la Cincu a fost inaugurat în 2022 foarte rapid după atacul rusesc asupra Ucrainei. Franța este națiune cadru a grupului de luptă NATO, scopul acestui grup fiind descurajarea pe flancul de sud-est, după cum spune generalul Cristian Dan, șeful comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est al NATO. Atât din perspectivă NATO, cât și din punct de vedere național, sunt mândru că România găzduiește unul dintre cele 8 grupuri de luptă multinaționale și că Franța, ca națiune cadru, onorează din nou parteneriatele lungi dintre cele două țări. Prezența grupării de luptă terestre în România este un element cheie în întărirea poziției de descurajare și apărare a NATO pentru flancul de sud-est. Faptul că zona de desfășurare franceză poartă acum numele unuia dintre cei mai străluciți ofițeri ai armatei franceze, generalul Berthelot, onorează România. Francez cu suflet românesc, generalul Berthelot a participat la reorganizarea armatei regale române, care în 1917 a câștigat bătăliile de la Mărășești, Mărăști și Oituz împotriva puterilor centrale.